Am emoții. Ni s-a stricat rolapul. Dragi nemuritori și nemuritoare, avem astăzi încă un episod extraordinar al podcastului Academiei Ars Moriendi, podcast numit Despre moarte și a trăi. Alături de mine este, aproape că aș îndrăzni să spun, deja prietenul meu, domnul Ionuț Morcoșanu, pe care îl salut, îi mulțumesc pentru generozitatea de a-și rupe timp din weekend și pe care îl invit să se prezinte și apoi să ne povestească ceva cu totul neobișnuit. Mulțumesc foarte mult! Cine sunteți, stimate domnule Morcoșanu sau dragă Ionuț? Mulțumesc pentru Cu invitație iubire, noi vă mulțumim! și timpul acordat. Sunt o persoană liber cugetătoare și eu, la rândul meu, ca mulți alții. Doamne ajută! De profesie sunt jurist la bază, dar îmi place să cred că sunt o persoană care se auto educă, se auto documentează și îmi place să credă că poate să ofere anumite sfaturi în dezvoltarea asta personală și a dezvoltării conștiinței, ceea ce nouă ne trebuie în aceste vremuri. Sigur. Acum, eu am acumulat o oarecare experiență din toate aceste cercetări ale mele, la care s-au adăugat și anumite experiențe fizice. Mai degrabă spus, trebuia să încep invers. Experiențele fizice m-au făcut să caut Sensul. sensul și să Ce se încerc întâmplă? să găsesc explicații și în cărți și în alte inițiații ai acestei lumi. Iar Când spuneți, scuzați-mă, când spuneți experiențe fizice, vă referiți la ceva anume? da, este o experiență pe care am avut-o, aș putea o numi o experiență în apropierea morții, care s-a întâmplat cu ceva ani în urmă. Terminasem facultatea și mă angajasem și eram destul de, cum să zic, conștient în aceste evenimente și în Da? aceste De unde știați? Din teorie. din teorie, așa. Iar în sine, subiectul este în felul următor. Este vorba despre moartea bunicului meu, Așa. care, în momentul în care a murit, eu eram la București. Sunt din Brăila de loc și m-am mutat în București cu serviciul, mi-am făcut și buletin de București, sunt aici acum. Dar atunci eram în București, la mine acasă, iar seara, în momentul morții, eu m-am văzut pe mine cum am ieșit din casa bunicului, prin tavan, în aer, și apoi am mers tot drumul deasupra orașelor până la mine în București. V-ați văzut, explicați-mi în ce sens v-ați văzut, cu ochii minții, aveați ochii închiși sau deschiși, erați în pat? Simțeam că sunt eu individul, aveam conștiința mea că sunt eu, Da. dar nu vedeam mâini, picioare, vedeam doar peisajul din jurul meu și că sunt eu. Cunosc sentimentul. Când Da. ești un singur punct, Da. conștient, fără Da. niciun fel de corp. Dar când aceste lucruri se întâmplau cu spiritul dumneavoastră, că e clar că era o călătorie a spiritului, trupul dumneavoastră acesta de carne adormise sau era... Adormise. Adormisere, Da. deci erați în somn. Era noaptea. Era noaptea, eram în București, dormeam. Am înțeles. Dar să spunem că a fost un vis, dar la un moment dat a fost real, pentru că eu am zburat tot acest drum până la mine la București, am văzut pe mine în pat la București și am venit și am intrat în mine. Și în momentul ăla m-am trezit din pat înapoi cu vederea inversă, adică eram în pat. Și atunci am dat seama că trebuia să fie ceva real acolo. În fine, am întresărit, am zis, ce-o fi, ce-o fi, până la urmă am luat somn și am adormit înapoi, în fine. A doua zi, când părinții au ajuns la bunicul acasă și l-au găsit acasă,
am aflat despre ce e vorba și atunci am făcut legătura. L-au găsit viu sau l-au Nu, găsit deja decedat? deja decedat. Deci, dumneavoastră presupuneți că a fost în În momentul în momentul care respectiv, bunicul. pentru că a fost ora la care eu m-am trezit, au constatat și ei că e ora decesului lui. Și cum vă explicați că, în loc să stați acolo în corpul dumneavoastră adormit, deși bunicul era cel care ieșise din corp, practic dumneavoastră ați visat sau ați trăit ceva ca și când dumneavoastră ați fi fost spiritul care iese din casa bunicului și vine până aici? Cum credeți că s-au întâmplat lucrurile? Da. Din cercetările mele ulterioare, noi facem parte dintr-un spirit mai mare, din spiritul sursă. Când ne încarnăm pe pământ, ne fragmentăm în diferite corpuri. Eu sunt un fragment, bunicul alt fragment. Majoritatea acestor fragmente se încarnează în familii, adică grupurile de suflete care sunt în familii Da. sunt cei care sunt apropiați și fac parte din sursa ciorchinei. Că O familie de suflete însă am înțeles că nu trebuie neapărat să corespundă unei familii în sensul nu rudeniei de neapărat, sânge. nu Sunt neapărat, dar cel mai probabil prietenii. Da. Cel mai probabil, așa într-adevăr, se da. întâmplă. Da. Și cam cât de mari credeți că sunt? Că sunt diverse opinii. Pot fi până la gradul 4 de rudenie sau până la poți să ai legături. Cele mai importante sunt în familia principală, părinții, copii și bunici Am înțeles. Da. aici. Mă gândeam dacă aveți vreo informație cât de mari numeric sunt aceste 100 de persoane, intră într-o familie 10, 1000. Nu știm, nu știm cifre. Variază. Da. Poate să fie 2-3 persoane, poate să fie până la 10-15. Cam așa. Pentru că trebuie să avem timp de când te reîncarnezi și până când vei deceda și următorul care va veni, o parte din fragmentul nostru de suflet, din sinele nostru superior, va rămâne în planul celălalt ca să ne vegheze de acolo pe toată bucata vieții. În afară de bunicul care e în viață cu mine în același timp, că și supra-sufletului rămâne și el acolo o parte și supraveghează pe Deci, noastră vorbiți practic despre această multidimensionalitate el. a Da. spiritului nostru. O parte e mereu O în parte mereu. nevăzut și o parte O parte mai mare mai este mare. nevăzut. Ce Exact. suntem aici este foarte puțin Da. din sufletul nostru. Partea esențială este acolo. De aceea mulți se întreabă și simt o tragedie când moare cineva drag, Da. de ce Domnul nu mai poate să comunice cu mine? Pentru că El comunică cu partea mai mare a Lui de acolo. Exact, și cu partea mai mare a ta. Da. De Da. ce să se sufoace să vină să vorbească cu 1% care este aici, că El Da. nu poate să Da. vorbească? Da. Dar povestiți-ne în continuare, că parcă simt că nu s-a terminat narațiunea. Sau cum? Au venit părinții, v-au informat? Da, am informat. Din momentul acela, eu am constatat că am împrumutat sau am Preluat, dobândit da. niște calități ale personalității bunicului. Cum așa? Nu știu cum, pentru că de asta fragmentul dânsului, dacă a fost inclus în mine, a venit, s-a incorporat în mine, în aura mea, poate așa se explică. El era o persoană impulsivă. Se enerva mai repede ca toată lumea, avea anumite tipuri, obiceiuri, ceea ce eu le-am O simțit să la mine. cred. Nu păreți deloc, dar deloc o persoană impulsivă din puținul cât am Da, ajuns eu să vă cunosc, dar da, sunteți, totuși, da, da. da? Sunt Fantastic. momente. Bine, eu cu ceva ani în urmă eram mai impulsiv și eu. Acum sunt mai calm. Trebuie să spun că am un stil de viață vegetarian, ceea ce V-a calmat. m-a mai calmat. Da. Am înțeles. Sunt mai așa. Câți ani au trecut de la acest eveniment? De la plecarea bunicului. Cred că 10 ani. Cam așa. Și în timp s-au modificat niște lucruri, s-au estompat, deci Da. acele trăsături preluate? Acele trăsături este și aici o poveste. Ca Spuneți-ne. să vă spun, Da.
Când peste, să zic, peste 2 săptămâni și ceva de la acest eveniment, când a decedat bunicul, eu mă aflam la mine la țară cu părinții și am vrut să tai un pepene și m-am tăiat la mână. Am pierdut ceva sânge și în momentul acela am devenit inconștient, am leșinat, am căzut. Iau. N-am mai știut de nimic. Și am ajuns într-un tunel. Tunel la care era lumina la capătul lui, lumina de la capătul tunelului. Da. Și mă îndreptam către acea lumină, plutind. Tot așa aveam aceeași individualitate, nu vedeam mâini, picioare, corp. Știam că sunt eu. Și pe fundal, muzică clasică, frumoasă, n-am mai auzit așa ceva, așa muzică. Sentimentul meu era unul de bucurie, fericit, cel mai fericit om de pe fața Pământului. Nu m-a Da. mai interesat de nimic, n-aveam memoria Da. că trebuie să fac ceva anume. Eram fericit că mă duceam către lumina aia. Aveți niște ghizi sau un ghid Nu. sau doi? Nimic, Nu. erați singur. Nimic. Da. Probabil dacă ajungeam la lumina respectivă, că n-am ajuns, probabil mă întâlneam cu cineva acolo. Dar până să ajung aproape de lumină, ceva m-a tras înapoi, ca un aspirator, așa. Fără cuvinte, cuvinte oricum nu se pronunță acolo, dar telepatic se zice uneori e prea devreme sau mai e ceva de făcut, nimic. Nimic, nu. Doar. La mine nu. Da. Am auzit la alte cazuri că au Da. fost și expresii, cuvinte, întâlniri. Da. Iar eu atunci m-am trezit înapoi în viața reală. Eram întins pe jos, taică-miu, tatăl meu începea să îmi facă o resuscitare, pentru că credea că m-a pierdut. Eu atunci mi-a revenit, i-am spus, stați liniștiți, ce s-a întâmplat? Păi am crezut că Da. te-am pierdut, că deja a trecut 5 minute și Da. ceva. Și zic, păi cum, că la mine a simțit 3 secunde evenimentul ăsta, ca un flash, așa. Și de aici altă situație, că timpul este Diferit. diferit Așa este. față Așa este. de, în planul acesta, față de planul celălalt. De fapt, acolo nu mai e timp. Nu e Acolo timp. De e. fapt, zic unii că nici aici nu e timp, e doar o iluzie. Dar, în fine, să nu intrăm în astea, că oricum nu, eu nu mă Da. simt calificată. Timpul dă gravitația Pământului, aici, Așa? în Da? viața Așa? fizică, da. Și. Timp, spațiu, toate sunt un mister peste altul. Da. Care noi suntem programați de mici că trebuie să îmbătrânim, trebuie să Murim. existe un timp, apoi trebuie să murim și ne programăm singuri cumva, odată prin sistemul în care trăim și apoi prin noi înșine care suntem așa. Da, așa, deci dacă am luat cu bună știință, am face un experiment, am luat niște copii proaspăt născuți și am educa izolați de toate influențele astea și le-am indoctrina ideea că sunt nemuritori, ei n-ar mai muri niciodată? Ar muri foarte târziu, ar putea trăi peste 200 de ani. Ok, ar Pentru merita că, făcut experimentul ăsta. da, aici mai este o explicație, pentru că Pământul, planeta noastră, are un câmp magnetic și o anumită frecvență. Momentan ea este la un anumit nivel, care ne influențează pe noi și ne influențează conștiința și bătăile inimii și transformarea celulară, tot. Tot. Iar acest câmp, dacă ar fi fost mult mai mare, ceea ce deja e în creștere și urmează să fie, acest câmp ne va ajuta și pe noi să ne menținem durata de viață mai mult. De aceea, nu prea reușesc mulți să trăiască mai mult timp peste 200 de ani, deși sunt cazuri izolate în lume, așa. Dar la un moment dat se va prelungi durata de viață generală pentru toată lumea, Da. din cauza că va crește această frecvență a Pământului. Să sperăm că o să și merită trăită viața, că Cu acum ce se siguranță. schițează este cam horror, da? Cu Asta este siguranță. cu totul altă poveste. Așa. Deci ați trăit și acest episod, practic un al doilea episod. Ne-ați povestit despre evenimentul cu bunicul, pe urmă acest near-death Da. experience, moarte clinică. Din
momentul cu tunelul, de când m-am trezit, de atunci n-am mai avut caracteristicile bunicului, ale de Serios? personalitate. Da. Vai, ce interesant! Aveți o explicație sau bănuiți o explicație? Bănuiesc, pentru că bănuiesc că fragmentul de suflet al lui, care era, sau sufletul lui, ca să spun așa, s-a eliberat și a mers către lumina respectivă, iar eu m-am întors înapoi. Da. Pentru că el a vrut să mai stea și să și spune că sufletul, după ce moare, mai stă 40 de zile în zona în care a trăit Așa și este, să da? vadă ce se mai întâmplă, să Da. recunoască, să fie el conștient de Oh tot my că a God, murit, da. că mulți nu sunt conștienți care. Cei mai mulți nu sunt conștienți. Pentru că nici prin cap nu le trece, că se tot vehiculează stupiditatea asta, dar ce știe cineva ce e dincolo, s-a întors cineva să ne spună. Literatura de specialitate este, uite așa, nu, dar noi nu citim nimic, noi ne informăm și știm noi că nu se știe nimic, se știe. Trecuseră însă, să înțeleg bine că trecuseră doar un număr relativ mic de zile între decesul bunicului și faza cu PPN-le și cu. Nu, cam 2 săptămâni. Deci erați în acele Da, 40, în acele 40, 40. 49, cum sunt tibetanii, Da. erați acolo. Fantastic, fantastic. Deci a mai zăbovit, profitând Da. de trupul dumneavoastră, cumva. Da, mi s-a părut foarte interesant această experiență care am simțit-o. Chiar avea bunicul o ciupercă la degetul mic de la picior, mi-a păruse și mie. Extraordinar. Și când a plecat dânsul, mi-a Incredibil. dispărut. Și eu chiar n-aveam nicio treabă. Da. Incredibil. Da. Am auzit Foarte. niște lucruri, acum bine, fac o paranteză care nu are neapărat legătură cu fenomenele astea ale morții. De exemplu, mă gândesc la cazuri în care cuiva i s-a transplantat un organ. Ah, bun. Celui care i s-a luat organul, de la care venea organul, nu mai era în viață, deci cumva are totuși legătură. Și s-au întâmplat tot felul de transferuri, de cunoaștere, de pofte, apetit pentru a mânca ceva, îndrăgostire de soția celui care a decedat. Adică se transportă niște Se lucruri. transportă, da, dar sunt niște fragmente de suflet, să zic, nu foarte mari, când e vorba de organe sau de transfuzie de sânge. Nu sunt fragmente foarte mari, sunt mai mult ca niște amprente energetice care se transferă la celălalt pacient și le poartă cu el o perioadă. Apoi, încet, încet, cu timpul se Se disipează, se stompează. estompează. Tot așa, numai un pic mai continui cu ideea asta. Cineva s-a pomenit din senin că începe să compună muzică de bună calitate, deși omul nu a văzut nimic, nicio treabă, nici măcar ca ascultător de muzică cu domeniul ăsta. Deci oamenii se pomeneau că au preluat ceva de la cel plecat. Da. Și în legătură cu partea asta, cu ciuperca, cu somatizările care au legătură cu o altă ființă, nu știu dacă se potrivește exact pe subiectul pe care îl discutăm acum, dar așa mi-a venit. Am înțeles că uneori există mai multe spirite sau poate că mai multe bucăți de spirite într-o persoană, astfel încât un psiholog sau un psihiatru, poate mai degrabă, ar eticheta acolo, ar diagnostica acolo o așa zisă personalitate multiplă. Și lucrul care m-a uluit, și mi se pare mie că seamănă cu ce ați spus dumneavoastră, era, de exemplu, că în momentul în care se exprima spre exterior o anumită personalitate, să zicem că erau cinci, sunt și cazuri de astea, sau chiar și mai multe, omului acela îi se schimba culoarea ochilor, avea alte boli, avea alți parametri ai sângelui, ai colesterolului, deci era incredibil, parcă avea alt corp, corpul ascultând, desigur, de sus în jos, de ale spiritului. În fine, închid paranteza că e și nu e chiar pe subiect. Da. Eu am mai auzit și eu de aceste cazuri, dar totodată am auzit și alte variante. Cum că posesia, că seamănă posesie. Posesia în sine nu există. Nu? Nu. Atunci? În sensul că noi putem să avem în corpul nostru fragmentul de suflet doar al nostru, care face parte din grupul nostru de suflete.
ceea ce e ceva bine, adică niciodată nu va face ceva rău. Dar să vină alt spirit din afară, unul oarecare, să ne posede, să intre în spiritul nostru, în corpul nostru, nu e voie. Nu Nu e există. permis de către spiritul nostru. Acum, Nu-i dă acces. când spuneți din afară, spuneți din afara familiei Din de afara suflete sau familiei nu de suflet. contează, oricine, chit că e din familia mea de Nu, suflete, din e un afara străin, și familiei de din suflet. afara familiei de suflete. În interiorul familiei mai e tolerabil, cumva. Da. Dar bine, acum chiar că mă mișc pe o gheață foarte subțire, fiindcă nu știu nimic despre asta, dar am auzit și eu ca orice om că există exorcizări și atunci dacă n-ar fi posesiuni, n-ar exista exorcizări. Dar Aici, ne ducem mult prea departe, deja nu, nu mai, poate că nu mai suntem în domeniul științific. există științific, se încearcă să se demonstreze științific acum, cu fizica cuantică și ultimele cercetări, cum că noi nu suntem neapărat posedați, dar avem în noi partea negativă și ne acordăm frecvența noastră cu negativitatea din jur sau a unei entități anume. Așa. Deci, noi împrumutăm negativitatea acelei entități care dorește să ne posede pe noi și ne manifestăm noi acea negativitate, dând impresia că suntem posedați. Dar tot noi suntem, dar negativitatea din noi. Și cum se spune, ce hrănești mai mult? Lupul alb Îngerul sau sau lupul negru? lupul? Lupul alb sau lupul? Da. Dar atunci înseamnă că ceea ce, mă rog, chiar și în Noul Testament, Iisus obligă să iasă din niște oameni și îi obligă să intre Da. într-o turmă de porci. Nu erau niște entități separate, erau doar aspectele de umbră. Da, poate erau niște entități mai puternice, să zic, nu știu. Aici sunt două curente. Acum și Biblia a fost modificată în atât de multe sensuri, pentru că cele mai multe exorcizări se întâmplă la Vatican. Și Da? Vaticanul este cel care a și modificat Ok, nu, Biblia. nu e domeniul meu, nu mă pricep. Am auzit și eu, sigur, că strec pe la ureche niște lucruri în timpul anilor, dar e departe de mine. Și atunci ați avut această experiență care practic s-a estompat complet după ce bunicul, cumva, în legătură cu acel eveniment al dumneavoastră de moarte clinică, v-a părăsit și a luat zborul în lumină. Da. Da? Da. Atunci s-a liniștit totul și am mai avut câte un vis, care astea sunt normale să le ai și pot comunica și prin vise. Eu nu cred că sunt vise. În momentul în care noi ne visăm, oamenii dragi, decedați, există un termen în literatura de specialitate, after death communication, o comunicare post-mortem. Da. Și cred că asta este pentru că de multe ori, e de o mare precizie ceea ce se comunică celor rămași în viață. Câteodată e ca o nevoie. Mă nec, mă nec, pentru că tu plângi prea mult. Lacrimile tale mă deranjează, mă încurcă sau mi-e frig. Dai de pomană o haină, nu știu, poate că sunt lucruri simpluțe, sună simplist, dar nu știm și atunci e bine să facem. Are și înțelepciunea asta bătrânească Da. rolul ei. Da. Este. Da. Eu visez, de multe ori visez contexte sau evenimente sau ca un fel de un preambul a ceea ce se întâmplă a doua zi. Serios? Doar așa, a doua zi, mai mult nu. Foarte, foarte rar mai am câte un vis din asta premonitoriu pe o distanță de 5-7 ani. 7 ani, Da. ori o zi, ori 7 ani, nu așa Da. 2 luni, o săptămână, nimic. Am avut câteva vise care s-au întâmplat peste câțiva ani, mulți ani, ce era un deja vu respectiv care îți apare. Vreau să aminte, am visat chestia asta. Da. Și fenomenul de deja vu este foarte misterios și e studiat de mulți și în fine, dar când ați visat un lucru care a urmat să se întâmple peste un număr de ani, era el de interes privat al dumneavoastră sau era de interes social Nu. mai larg? Tot privat. Privat. Și Tot privat. vi s-a întâmplat doar Da. dumneavoastră. Și mă gândeam așa că poate, în fine, trăim vremuri ciudate și e Dacă bine să... poate cine știe, mai apare ceva. Da, dacă vă apare, ne spuneți și În nouă. siguranță. Da, și simțiți că ar mai fi ceva de adăugat sau de concluzionat din aceste experiențe sau ați mai avut și altele? Strict pe experiența cu bunicul, cam asta a fost. Dar am mai avut o experiență în apropierea morții, mai mult
aș putea o numi o dedublare. Ei, Sau nu dedublare, extracorpularizare. sunteți o enciclopedie dumneavoastră. Sunt și alții care au mai multe Ia să sau auzim. mai interesante. Asta s-a întâmplat în timpul școlii, eram mai mic, în școala generală. Dar ulterior am conștientizat ceea ce s-a întâmplat și m-am documentat. Alergam pe holurile școlii și un coleg mi-a sărit cu genunchiul în piept, a rămas fără aer. Aurea. La fel, am leșinat, am căzut jos și în momentul acela am ieșit din corp, m-am dus în tavan. Eram în tavan, din tavan mă vedeam pe mine jos întins, colegii toți vedeam, eu îi vedeam de sus. Am stat puțin acolo, câteva secunde, aproape, nu știu, 30 de secunde. Apoi m-am trezit de jos, înapoi m-am trezit cu fața în sus, m-am ridicat, m-am uitat la colegi, nu vorbeam cu ea, nu eram încă nedumerit ce s-a întâmplat. M-am dus în banca mea și am stat liniștit și n-am zis. De numerit ce s-a Da. întâmplat. E foarte interesant că nu simțim nevoia, că nici eu n-am simțit-o când am ieșit din corp. Nu-ți vine să vorbești despre asta. E ciudat că ar trebui Da. să fii numai cu Da. flăcări și cu, cum să zic, cu scântei să povestești. Nu, parcă îți vine să... Da, și atunci cu bunicul, când mi-am revenit, eram, cum să spun, bucuros în același timp că simțisem emoția aia și trăirea din tunelul respectiv și totodată începeam și mă gândeam, oare există ceva dincolo? Există ce... Eu mă gândeam și pe lângă mine erau părinții care, vai, ce s-a Săraci, întâmplat, vai, săraci părinți. da, eu nu mă întreabă cu ei, eu mă gândeam așa, Da. ce fain, ce... Deci de la o vârstă tânără, relativ tânără sau chiar absolut tânără, v-ați văzut confruntat prin experiență directă, nu așa teoretic, din cărți, cu întrebările astea mari. Mai e ceva dincolo? Cine Da, sunt eu cu adevărat? exact. Ce, care e relația dintre mine, ăla adevărat, și acest corp? Exact, Eu sunt corpul, corpul este eu? Greu de făcut un acord gramatical. Corpul da. sunt eu, corpul este eu. Nu, corpul este în spirit. Noi suntem spiritul și sufletul, că sufletul și spiritul sunt două lucruri, sunt și fac parte până la urmă din același lucru, dar ele cumva se pot Sunt distincte, da. distincte. Că altfel n-am avea Da, doi termeni. sufletul ne dă individualitatea noastră Da. și caracterul nostru. Spiritul este liantul esențial, cel mare, care leagă totul între noi, între univers, între orice. Da. Și o frecvență primordială. Iar sufletul suntem cei care ne dă caracterul nostru, personalitatea noastră individuală, care la un moment dat se unește spiritul mare la sfârșit, după ce trece prin etapele evoluției. Da. Asta le-ați mai luat și din cărți, că nu cred Da, că prin experiență directă da. Da, ați putut să nuanțați așa știți noțiunile. cum e, fiecare dintre noi avem niște filtre, niște lentile ale noastre Sim. care cerne și analizează evenimentele din jurul lui și își alege cărțile sau cărțile aleg pe ei Asta este în cărțile sar pe noi ceea din ce rafturi. rezonează cu ei și ce trebuie să ei să știe. Așa este. Și de aceea sunt lucruri pe care le-am considerat reale, am rezonat cu ele și le-am păstrat ca informație esențială și știu că s-au întâmplat și altor persoane. Cu siguranță. Înainte să pornim această discuție, parcă ați spus că ar fi de menționat și ceva despre reîncarnare sau mi s-a părut mie? Da, reîncarnarea este o metodă de a duce la capăt anumite lucruri neterminate ale sufletelor. Pentru că ei sau noi, în general, nu avem timp să evoluăm într-o viață sau să experimentăm tot ce avem nevoie într-o singură viață. Da, e scurtă o viață. E scurt. Când ești tânăr, nu crezi, dar când Da. trece un pic spre după amiază. În ani în urmă, în alte
civilizații, că și în Biblie se menționează, lumea trăia câte 500-700 de ani. Matusalemic. Da. Au fost niște intervenții, s-au întâmplat niște lucruri acum. Nu o să le expunem după toate. Cert este că noi nu mai avem timp să experimentăm în viața asta. Și de aceea există reîncarnare. Iar în legătură cu subiectul pe care l-am discutat, reîncarnarea se face cel mai des în familia în care ai trăit. Așa este. Ca să duci mai departe, să-ți ajuți copiii, nepoții, bunicul, părintele, pentru că ai păstrat o legătură de iubire cu ei. Da. Și asta e ca o misiune. Dar nu este obligatoriu tot timpul așa. Noi ne putem găsi grupul de suflete și în afara familiei. În afara familiei noastre familiei de sânge biologice, biologice, da. Poate să fie grupul nostru în altă parte. Da, noi să fim exteriori. Da. Dar ne simțim atrași. Ne simțim acolo, atrași. Ne simțim bine. Da. Și în timpul vieții putem găsi. Ne și atrage. Fragmentele noastre de suflete sunt împrăștiate prin lume și suntem atrase de ele. De aceea ne simțim să ne ducem într-un anumit loc. Ne ducem într-o excursie, ne întâlnim cu cineva și avem o experiență și parcă-l cunosc pe omul ăsta de nu știu când timp. Sau poate chiar și o persoană cu care ne certăm. Avem ceva de împărțit ca să ne recuperăm fragmentul nostru de suflet. O persoană cu care trebuia să ne vedem. Noi trebuia să ne întâlnim cu ea. Și cum recuperăm? În ce formă are loc recuperarea? Este o, simți o completare energetică a ta. Până în momentul respectiv te știi pe tine într-un fel și din momentul respectiv simți că ești mai complet cu încă 5% sau simți că ai o putere mai mare. Da. Simți că ești mai Fantastic. Sigur pe tine, că ești mai... Așa se întâmplă. Pentru că noi în viața asta avem obligația să ne recuperăm fragmentele de suflet ca să ne împuternicim pe noi înșine, să putem să evoluăm. Noi înșine trebuie să fim propriul nostru conducător. Așa, și să nu putem fi manipulați de către alții sau îndoctrinați sau... Tocmai de aceea suntem așa asilați, pentru că majoritatea nu au sufletul da. complet, Da. să spunem. Sunt mai slabi de îngeri, să zic, cum e expresia. Da, foarte interesant. Da. Da, și de multe ori se întâmplă o relație de iubire, recunoști o ființă ca și când ai fi știut-o dintotdeauna, în secunda în care îl vezi sau o vezi, de multe ori se întâmplă să fie reciprocă, recunoașterea instantanee și cei doi scânteiază cumva. Da. Și mă gândesc că probabil duc mai departe o relație veche, străveche, cine știe, poate tot de iubire sau poate de rudenie, de Da. fiu și părinte sau nu știm, și duc mai departe povestea. E foarte, foarte misterioasă lumea în care trăim. Da, este. Se spune despre flăcările gemene, flacăra geamănă, flacăra partener, suflete suflet, pereche, suflete suflete gemene, pereche. așa se da. Și într-adevăr se spune că n-au, dar am învățat de la doamna Adriana Zaharescu, eu înainte de a o cunoaște pe doamna inginer, nu auzisem de noțiunea de suflete gemene, suflete pereche. Care e mai slabă? Cea mai intensă este să fie gemene. Da. Pereche auzisem, suflete pereche. Dar gemene nu știam că nu pot să zboare decât împreună, pentru că fiecare, în loc să aibă două aripioare, are o singură aripă. Da, e metafor. Metaforic, dar poate că e ceva acolo. Nu știm, Este nu vorba de știm. energia pe care Da. o completează. Da. Totul este energetic. Universul ăsta în care trăim este energetic. Densitatea, materia fizică, în fond și la urma urmei, este tot energie. Numai că este o energie condensată. Corect. Era și citatul lui Nikola Tesla. Dacă vrem să-L înțelegem pe Dumnezeu, trebuie să gândim în termeni energetici de frecvență. Da, vibrație și vibrație frecvență. și Da. vibrație. Da. De aceea, sufletul are o energie foarte fină. Și în ADN-ul nostru uman
S-a demonstrat prin cercetări științifice în laborator că la nivel atomic, ADN-ul este compus din fotoni de lumină. Da, noi suntem lumină, Informație. noi suntem lumină. Informația e spiritul care circulă prin univers. De aceea și în vremurile astea pe care le trăim acum, trebuie să ne menținem vibrația ridicată, Mai energia, ales, da, mai ales acum. să punem accent pe lucrul ăsta, pentru că trăim niște vremuri de tranziție. Toată planeta, tot sistemul solar, nu numai noi, Da? tot sistemul solar. Trecem printr-o zonă din univers, din galaxie, că noi întâi facem parte din galaxie, care este puternic energizată și se întâmplă ciclic treaba asta. Este vorba și de calendarul Maia și care Da. se întâmplă odată la 26.000 de ani, care este corelat cu o altă circulație în jurul galaxiei, care se întâmplă odată la 112 milioane de ani. Deci este un eveniment foarte important acum, în vremurile astea. Da, Și noi am da. ales să trăim sau ne-am reîncarnat acum, în vremurile astea, special ca să trăim aceste lucruri. Unii au și o anumită misiune ca să-i ajute pe ceilalți, iar alții să evolueze oricum. Toți vom evolua, dar numai că avem viteze, trepte diferite. Unii mai înainte, alții mai încet. Așa este. Mai și firesc. Da. Deci ați menționat lucrurile astea fără ca ele să aibă o legătură directă cu experiențele noastre sau ați trăit ceva? Ați simțit că recunoașteți o ființă sau poate cu bunicul ați avut o relație foarte caldă? Știți de ce spun asta? De exemplu, am citit și în cărți și mi s-a întâmplat într-un alt oraș din lumea asta mare în care tot așa mă duceam în fiecare sâmbătă într-o cafenea cu prietenii și vorbeam lucruri de genul ăsta. Lasă că citisem din cărți că un bebeluș, cu bebeluș, un băiețel foarte mic cu care tatăl lui nu avea răbdare, vroia repede, repede să-l îmbrace și nu nimerea el cum ar fi nimerit mămica lui. Și ăsta mic i-a zis, eu aveam răbdare cu tine când te îmbrăcam. Cum? Păi când eu eram tati, bunicul tău? Wow! Deci Da. sunt atât de mici încât nu știu să mintă. Ei, și pe lângă ce citisem asta, ce citisem dintr-o carte, m-am pomenit la acea întâlnire periodică cu prietenii mei, cu mâncat, băut cafea, râs, o doamnă, mai așa, de vârsta a treia, avea o fică matură, suficient de matură încât și fiul fiicei, adică nepotul doamnei, să fie mărișor, era cred că pe la facultate. Și mi-a povestit că atunci când acest nepot era micuț, avea deja de la bun început o atitudine foarte protectoare față de mama lui, parcă el era matur, el se uita să nu treacă strada, el se... Nefiresc, copiii de regulă sunt zăpăciți și părinții au... Și i-a spus mamei lui, când erai tu fata mea, maică s-a blocat, că maică s-a nu credea în reîncarnare. Când îți sunt copiii mici astfel de lucruri, e foarte greu să mai pui sub semnul îndoielii. Dar Da. unii zic oricum, n-are voie să... Nu există, că nu-i dăm noi voie să existe acestui fenomen. Atunci am Hai, rezolvat-o. deja Da. este cunoscut. Contrazice o dogmă. Nu e voie într-un sistem ierarhic. De... Păi nu fi voie, da? Ce să vezi? Dumnezeu nu v-a cerut vouă o voie când a făcut lumea, În într-un momentul fel de sau altul. față, la nivel global, undeva la 80% lumea crede în reîncarnare și în Dumnezeu. Știm noi, la nivel, vă Da. referiți la lumea occidentală sau vă referiți Toți. la planetă? La Că planeta planetă. e mai înțeleaptă decât Occidentul. La planetă. La Există toți. zone care n-au uitat niciodată, care și-au păstrat tradițiile. Da. Slavă Domnului, că altfel eram toți Da. șterși, așa, cu tabula Da. rasă. Sunt, mai ales cu ajutorul internetului și a informațiilor care Da. sunt în ultima vreme, sunt tot felul de dovezi. În general, copiii, pentru că tot așa, Exact. în vremurile astea, copiii sunt mai evoluați, se nasc deja evoluați față de noi. Oricum, ei sunt evoluați, dar acum parcă sunt mai evoluați Așa este. decât Îți sare în de ochi. obicei. Îți sare în ochi, efectiv. Da. Da. Și mai știu și eu un caz în care copilul desena un avion, pilotul, numărul care l-avea la gât, pilotul, numărul de pe avion, unde s-a prăbușit avionul și părinții tot.
Ne dumeriți, ce, de unde știi tu toate astea și de unde știi tu să desenezi și așa și așa. Da. Și s-a hotărât să cerceteze acele desene și au descoperit pe fundul oceanului, exact unde a indicat copilul, coordonate tot avionul respectiv, cu numărul respectiv pe avion și soldatul era decedat la bord, era scheletele cu lanțul la gât, Da, asta, aspectul cu... ăsta cu scheletele nu-l cunosc, da. Da, îl găsise acolo pe fundul oceanului. Serios? Da. Este cel mai renumit caz cercetat de către Jim Tucker, care este succesorul renumitului cercetător Ian Stevenson de la Universitatea din Virginia. Jim Tucker trăiește, predecesorul lui a murit, și Tucker, spre deosebire de Ian Stevenson, a zis, ia stai un pic, că toți detractorii ăștia spun de ce sunt cazuri de copii care își amintesc de viețile anterioare numai în India și mai precis în nordul Indiei. Pentru că acolo se crede chestia asta și atunci este doar o imaginație. Și el a zis nu, este un fenomen omogen, răspândit pe toate continentele, decât că acolo părinții sunt atenți la ce spune un copil, în timp ce noi Da. zicem, hai, du-te și te joacă, oricum bați câmpii, așa ceva nu există. Și cazul despre care vorbiți este cel mai incredibil caz, este vorba despre micuțul James Leininger, care, nu am să intru acum în detaliile cazului, dar vreau să spun, care și-a amintit atât de multe lucruri, încât tatălui, care era un credincios creștin și a zis, nu în casa mea, îi spunea soția, măi, copilul ăsta are ceva, are niște amintiri, nu veniți în casa mea cu prostiile astea, așa ceva nu există, noi suntem catolici. O-ți fi, om fi, dar nu vezi că acest copil desenează obsesiv o anumită scenă, în fine, și copilul și-a adus aminte că se numea Natoma, portavionul de pe care a zburat, și-a adus aminte că el a pilotat un corsar de regulă, însă atunci când a căzut nu era pe un corsar, tatăl a devenit așa de nervos și a vrut neapărat să arate că sunt prostii, deși copilul venea cu niște informații, avea 2-3 anișori, n-avea de unde să știe toate astea, și când a intrat pe internet, tatăl și-a început să caute. A rămas din ce în ce mai mască, pentru că totul se adeverea și, ca să scurtăm povestea, și-au dat seama că încă mai sunt în viață câțiva dintre camarazii lui de arme, care aveau acum 80 de ani, erau niște bătrâni, Da. în fine. Și vezi poze în care ăsta mic de 4 ani, e fericit și pe bătrânii ăștia, un copil de 4 ani nu se bucură de compania unor necunoscuți de 80 de ani. Și cel mai tulburător a fost că îi mai trăia o soră. Avea el o soră mai mică. El când fusese celălalt James, că el semna desenele cu James 3, pentru că tot James se numise și când fusese... Am uitat, în clipa asta nu-mi vine în minte cum s-a numit acel soldat care a murit. Și acel soldat avea acasă o surioară mai mică și și-au dat seama că doamna aceea în vârstă, nu știu, era nonagenară, era ceva sau... poate mai puțin, încă mai trăia și au dat telefon și a fost tulburător, pentru că el i-a spus imediat și pe numele cu care el o alinta și pe care nu-l folosea nimeni. Și a mai și Da. întrebat-o, tu mai păstrezi desenele alea în acoarele, portretele pe care ni le-a făcut nouă mama noastră, la toți trei copii? Asta a zis, așa ceva nu are cine să știe, că desenul ăsta e la mine ascuns într-un sertar și l-a trimis. În fine, este unul dintre cele mai... Eu cred că Dumnezeu a vrut să ne trimită un fel de material didactic, în acest caz James Leininger, și povestea nu se termină aici, dar nu avem noi acum, nu ne-am propus să vorbim despre asta. Ne-am propus să vorbim despre experiențele noastre, dar mă bucur că ați adus în discuție subiectul ăsta, pentru că este subiectul perfect, nu-i lipsește nimic. Da. Da. O să facem un podcast numai despre asta, sau nu știu ce o să facem. Da. Da. Există ceva ce considerați că ați mai putea să ne adăugați din trăirile noastre sau poate din ceea ce ați citit? Ceva care vi se pare că se potrivește cu tema de astăzi? Sunt multe de discutat și de explicat. Vedem ce care sunt mai potrivite. Cert este că acum în perioada aceasta, mai cu seamă, se îndesesc, se întâmplă din ce în ce mai mult aceste evenimente, Serios? da? Și experiențe ale oamenilor care apar neinexplicabile, datorită faptului că se întâmplă un salt în conștiință. Serios? Da. E măsurabil? Da, sunt instrumente care se pot
care pot demonstra nivelul nostru de conștiință al oamenilor, al planetei în general, până și frecvența, frecvența Schumann, renumita Da. frecvență, care E foarte mult influențează. folclor pe tema asta, adică dacă ar fi variat frecvența Schumann așa cum se tot colportează până acum, nu știu ce făceam, explodam cu toții sau nu știu ce ni se întâmpla. Eu încă n-am văzut cu ochii mei un document, un, nu știu cum se numesc, grafic sau așa, Sunt de la un graficile, institut serios de geofizică. da, Nu sunt. le-am văzut eu și am rămas așa cu îndoială. Adică așteptarea mea este că această creștere e mult mai moderată, mult mai ponderată decât se vorbește. Că se vorbește așa, în termen de șir Fibonacci, unde salturile sunt mari. Sunt, dar nu rămân, sunt salturi mari ale frecvenței, dar nu rămân la nivelul respectiv, pentru că aceste salturi se întâmplă când sunt explozii solare. Dar după ce se estompează explozia solară și se mai disipează, ele Da. revin cât de cât înapoi, nu mai scade foarte mult, că odată a evoluat, că și planeta are o conștiință proprie. Sigur că da. Odată ce a evoluat, nu mai dai înapoi. Și oamenii la fel, Și o pentru frecvență mai înaltă înseamnă evoluție sau ce? da, Da. frecvențe mai înalte înseamnă evoluție. Da. Și din cauza acestei energii prin care noi trecem, influențează odată soarele. Când polimagnetici ai soarelui, care și ei la rândul lor se mișcă, și câmpul magnetic al soarelui influențează câmpul magnetic al planetei noastre, al celorlalte planete. Și a noastră, noi ne interesează că trăim pe ea. Da, sigur. Și câmpul magnetic al planetei ne influențează pe noi oamenii din punct de vedere și cardiac, și al gândirii, și al frecvenței, și al procesului de mutație al celulelor din corp. Deci noi depindem de planetă. De aia se spune, stai în natură, mergi în natură, relaxează-te, Da. fă un duș, pentru că ne schimbă frecvența. Dar ce am învățat eu și cred că este corect, este faptul că noi la școală, la orele de anatomie și fiziologie, nu învățăm chiar tot adevărul, în sensul că ni se spune obsesiv așa că organul care este dirijorul întregului corp este creierul. Este un adevăr parțial, în sensul că se pare că inima, care nu întâmplător este chakra a patra cu trei jos, telurice, care ne împământează și trei deasupra, mă rog, sunt ele mai multe, dar cumva, chakra inimii este un centru. Nu întâmplător, inima este acolo, în miezul ființei noastre, pentru că ea este organul care se tunează pe toate schimbările Pământului și cosmosului în care suntem imersați. Ea îi dă în continuare comandă creierului și după aceea, într-adevăr, creierul se ocupă de rest, dar el are o șefă. Șefa este inima. Păi chiar așa, chiar aici inima are un creier propriu, s-au găsit Da, sinapse chiar neapărat. Da. inima, iar câmpul magnetic al inimii este de 10 ori mai mare decât câmpul magnetic al creierului. Chiar se poate măsura în jurul omului undeva la 8 metri distanță. Ajunge câmpul magnetic al inimii, Da, al torul acela. torul, da. Iar din ce am mai cercetat eu, noi primim informația de la divinitate, întâi în inimă. Da? De la inimă pleacă către mintea noastră, care o filtrează și vede, și apoi dă înapoi către inimă semnal. Dar noi, dacă nu avem legătura asta între inimă și minte, noi suntem doar intelectuali, fără să empatizăm cu lumea, fără să. Da. Nu pierdem legătura asta cu divinitatea, să zicem așa. Noi Da. primim mereu. Deci ar trebui să avem grijă de bunătatea inimii noastre, ar trebui să fim tot timpul atenți față de nevoile semenilor, Există să un fim echilibru. empatici, Da. nu? Există Ar un echilibru. un echilibru între minte Creierul și. ne ajută mai mult să supraviețuim. Este un instrument de supraviețuire, pentru că ai memorie și știi că dacă faci un lucru greșit, a doua oară nu trebuie să-l mai faci. Da. El știe. Ai o intelectualitate, o gândire, știi să calculezi, știi pe unde trebuie să mergi, știi că e acolo caz dacă te duci, Am acolo înțeles. te lovești dacă. Da. Asta e creierul. Te ajută să supraviețuiești. Iar partea spirituală este simțirea.
Este emoția care ține și de inimă, care se găsește. Da, nu degeaba spuneau și Da. călugării noștri, coborând cu Mintea mintea în în inimă. inimă. Da, mi s-a părut extrem de interesant ceea ce ne-ați povestit, pentru că ați avut o experiență, dacă ar fi să spunem că tot convolutul acela de trăiri ar fi o experiență compusă din mai multe înglobate acolo, foarte complexă, la care voi reflecta ca să o înțeleg atât cât pot eu să o înțeleg sau să o pun în răftulețele din mintea mea. Însă iată că natura e mai... nu ține cont de etichetările noastre și face lucrurile uneori Da. și mai misterios. Vă mulțumesc foarte mult! A fost o plăcere, a fost o încântare și dacă mai trăiți ceva interesant sau dacă vă amintiți ceva, Cu aici siguranță. suntem și o să ne reparăm și rolapul care tocmai s-a rupt. Dragi nemuritori și nemuritoare, pe curând la un alt episod al podcastului nostru despre moarte și a trăi. Mulțumesc foarte mult, domnule Ion Mulțumesc și eu. Sfătășanu. Toate cele bune. Să închidem aici. Perfect.